toate rica. Te împiedești în nădrași, doamne, de poate. Ia că-i scoate, mai măsurăm. Amoș să-i drege bunelul. Așa, așa. Și măta ca și bunic ta, guravașe. Tot cu zăpa scoase, le învăț eu minte. Le învăț eu. Așa. Așa. Îmbracă. Așa, așa. Bunele, ia-mi te uită, a ieșit curcubeul. Bunele, dă oare drept că dacă ajungi până la curcubeul și îl atingi cu mâna, ți se împline tot ce vrei, tot ce vrei, ce poftești, ce e primești. Și tu cam ce ai vrea? Vreau să fiu fericit. Pentru asta ne poate... Drumul până la curcubeu e prea scurt. Multe poduri ai de trecut în viață și noi ți le curăua pe toți. Podurile, după romanul cu același nume de Ion Constantin Ciobanu. Scenariul de Volodarski, cu participarea lui Pascaru. Regia Vasile Pascaru. Imaginea Pavel Balan. Decorul Mater. Muzica, Ia Prințeva. Științe istorice, Saulinco, consultant militar, Korsunski. Redactori, Kononov, Andon. Directorul filmului, Laturinski. În rolul principal, Buhuti Zakariadze. În alte roluri... În episoade... Ce rușinezi, fetele, măi? Ia-mi te uite la el. De atunci ai căscat gura. Mănânci zestre cu ochii? Nu-i de nasul tău. De câte ori ți-am spus, n-ai ce căuta pe aici? De altfel, cu trebușoara asta poți să faci moarte de om. Ție-ți grezi, ori n-auzi? N-ai de ce-mi bla brambura. Dar tu? Mai întâi cată la tine. Și apoi la mine. Vai! Mâncai iar lupii. Nu se stâmpără gona. O praznicule! Știi câtă zestre are negara pentru fiică-să? Numai oie de 50. Ție numai zestre ții în cap. Dar tu ce pândești aici toată ziua? Noroc, noroc, ghiță, noroc. Iată să-l văd. De unde l-ai luat? De la popă de sub pat. Basmao? Lasă-mă.
Hei, Toderică, bagă de seamă, n-am să spun de două ori. Toderică, o veniți vă iei via. Dar soarta are o prietenă frumosică. M-am săturat de matamoș toate reca de hrea. Nu mai am ce-ți face. Ori plătești impozitul, ori via matale trece în posesiunea domnului Vicol. Cu ce să vă plătesc paștele cuiva are? Nu vedeți că poama e verde? Dar ce să-mi bate eu capul? Dacă plăteai impozitul la timp, nu te împiai de datorii? De grabă ne-or pune impozite pentru că purtăm țară. Fel de iștea nu-i spare nici cu dosul gol. Domnule Vicol, iată documentele pe vie. Vă să zic că vie o ia domnul Vicol. Da, ce face? Legea rămâne lege. Știu că n-ai să stârpești via pusă, gata. Nu vă impozit! Stai! Stai, buravașe! Oprește-te! Uitați, băiete, cât de greu am pus-o! Cât ne-am căsnit cu tânsa! Țejele! De ei, țejele! Nu vă impozit! Nu vă șirii! Nu vă vie! Ce te-a apucat? Dă-te la o parte! Mâne poi mâne, tot satul pune mâna pe topor. Lasă, te-ai gândit? Tot ale noastre au să fie. Boierul ia ca ea că treci prutul. Și noi cu ce rămânem? Iartă-mă, tată. Că bine ați sticluit-o dumneavoastră, domnule Vicol. Nu poate distruge țăranul via pusă cu mâna lui. N-am. Nici vin, nici vie n-am. Cum crezi? Oare e drept că ori vine de grabă sovietele? Nu trâncăne, măi, beș, maior. Bag de seam să nu-i drept pe mână jandarilor. Du-te! Hai, du-te! Ia-te în mâini, Costache. Ești om cu carte. Cu carte. Și în loc să pui lumea la cale, tu pui mâna pe topor și faci stricăciuni. Ne-o plesnit și nu iei răbdău. Trebuie să rabzi dacă vrei altă viață. Hai, vă ajunge, azi e sărbătoare. Care sărbează, da, care strânge cu răua. Hai. Lasă cât de grabă. Vom serba și noi. N-a mai rămas mult.
În ce mod este o ieșit pet neamul nostru în lume? Un țigan le-a dat bunelului pe un poloboc de jin. Să știi că acela era odată jin dacă le păda țigarul jubotele. Mulțumesc, bunele. E, uite-am mai samine cavaler. Dai, cavaler. Pantaloni în dungă, bate vântul în pungă. Deci n-ai cu ce plăti muzicanții. Ască, se descurc el cumva. Hai, du-te la joc. Bagă de seamă. Dacă te prind cu țeharca, te pun să o mănânci cu măligă. M-ai înțeles, fișorule? Ia stai o lecuță. Nu te uită. Pentru muzicanți. Hai, du-te, du-te. Ce, băi, șoiră vântul? Doamne ajută, Gheorghe! Dar tu ce umbli prin ogoarele altora? Dar păi că ogorul meu e cât o palmă de mare. Păi-mi bine cu vreo doi saci, ai? Aha, de cerut toți sunteți buni. Numai că cine-i prost să vă deie. Da. Vrednic argați ai găsit, Gheorghe. Muncitor. Și nevestii ține de urât. Pe care de aici, Gheorghe bătrân, nu încurca lumea. Mă duc, mă duc. Că vârtos mai ești, Gheorghe. Vârtos. E că mă rup în două, dar nici cu golanii n-am să șed alături. Mai bărbățele, ți ajunge pe azi. Te-i mai horopsi? E păcat să lucrezi duminica. Mai bine, ai grijă de păcatele tale. Măi, Petrache, mai cu inimă, vreme n-așteaptă. Auzi, Moș Andrei? Îmi lucrez o săptămână, îți dau un sac de grâu. Să mă zi, Gheorghe, mai scăpat. Mâine-o veni. Numai decât o-i veni. Scoală, scoală, bujor, scoală. Hai, bujor. Bujor, bujor, hai, scoală. Hai, bujor. Hai, hai, bujor. Scoate-i jucul cu ele. Scoate-l, tată. Hai, bujor. Moare, bunele. Da, păi că-i și bătrân. Cu ce o să cumpărăm noi alt bo? De unde o să luăm bani, tată? Ușor! Ușor! Acasă. Bună ziua și poftă mare. Mă înțelegem. Poftă la masă. Mulțumesc.
Știu eu un loc cu arme. Haide-mă. Stai? Ramos. Ia, uite. Hai, hai, tot am să mă apuc eu de tine. Poftim, îți spuneam eu. Dă drumul. Uite, uite, puști. O să zătrească, e bolșevic. Trebuie să arme fărnate. L-a simțit poporul. Ei, ce v-ați îngrămădit? Marș la o parte, la o parte. Dați drumul omului, greu. Trebuie să-l ajutăm. Haide. Hai mână. Ei. Ascultă, dă-i drumul fierarului. Trebuie să-mi fac un plug și i-am plătit din capul locului. Hai că-ți punem și un aldămar. Și-o slabele. Vom fi și fără aldămar. Singur ești de vină. De ce ascundeai puștile? Zile să ne facă drum. Hai zile. Ei? Oameni buni, vă roagă Fârnache să vă dați de-n drum la o parte. Nu de alta, dar obișnuiți primarul. Las că mă întorc eu și îți fac plugul ăla. Norodul se vrea pus în libertate de sujugul român. Trebuie doar să ne mobilizăm solidar umăr la umăr și concentrând astfel voința poporului truitor într-un singur pumn. Nu fuma! Familia! Ce n-ai ce faci? Nu mă cunoști. Familia? Ștefanache. Numele? Antip Fiodorovici. Fiodorovici este acolo, peste Nistru. Fiodorovici. De unde ai luat-o? De la un tovarăș. Ești bolșevic? La celelalte întrebări vă răspund în fața judecății. Stai, Petrache, încotro. Dă-ți seama de orcalice jandarii. Of, Toderic oprește, nu-l lăsa, vrea să iei vina asupra lui. Fugi, ajunge-l mai repede. Ce-i cu tine, ești beat? Coane, Vicol, ferarul nu-i vinovat. Amele sunt armele. Vrei să scapi prietenul? Du-te la postul de jandarmi și spune-le totul. Uite, curcubeul. Dar oare drept că dacă ajungi până la curcubeu și îl atingi cu mâna, ți se împlinește orice dorință? Ah, un iepuraș! Alb! Ușor v-ați găsit. Poate m-a sărut și pe mine, Vica? T-a întors, prostuță. Mi-a spus să te caut pe unde n-ai fi. Ei?
Mă săruți pentru așa o noutate? Boierii se cară în România. Și că vin azi mâine bolșevicii de peste Nistru. Așa că lui Negar o să iei și zestrevică-i. Poți să-i trimiți pețitori? Ți-o las? Și încotro, iar mi-ai luat bișoara, era motul, ești ce noi să vie cu tine. Înlături, înlături! Poși, poși, stai că țara eu! Iar azi mă umori! Cine? Ei, cu sare, cărtată! Ce s-a întâmplat? Cine a fost? Boierii spală Putina! Slobodă! Slobodă! Dar pe Sfânta Biserică, mi seama cu rămâne, ai? Dar ei mai bătut tu pragul. Drum bun, cărare bătut în plută cu purâși. Ce ai de spus? Te-ai făcut mai deștept la ocnă. Intră. Intră, frate. Iar te duci să te spetești pentru Negară. Asta ți-i casa. Stai! Nu cutru! Nu te duce! Pătrache, nu te duce! Pătrache! Coată de câine! Pii din ochii mei! Pătrache! Du-te! Prostule! Măgarule! Da, a avut noroc Pătrache. De nu veneau sovedele, îi putrezeau ciolanele la ocne. De acolo nu scapă nimeni cu zile. Ce, frate? Iar ai tras la Negară. Ai? Ne faci neamul de râs. Crăpam de foame. Dar n-am argățit la nimeni. Și toate-s de dragul unii muieri să o aibă sub coastă. S-o spetit el la Negară, dar și casă e umplută de copii. Îți plin de datorii, căoaie de curnuți. Crezi că eu sunt mai breaz decât tine? Nu te mai văicara atâta. Dacă nu torni, am aici o dehane și-i dau drumul drept în tine, a? Iar pe datorie, dar când ai de gând să te răsplătești? Ne-am răsplătit, ne-am răsplătit. Nu azi mâine vine altă putere a noastră. Ei bine, crezi că nu te înțeleg? De parcă sunt om și eu. Bravo, o țigănit moșneagul o litră. Ce dihane ai în tocul ăsta de la-i băgat în draci? Niște sămânță de poamă. Hai da șmecher, moșneagul. Chefuiți și nu-mi dați mie cu cana acolo. Să-mi crăbi ochi dacă nu știu fărăt eu! Diu, a? Ai diu? Da, păi, cu așa, băi, nu așa să întâlnești omul, uite așa! Moștoane, tu voinic mai ești! Vă rog, prietenii. Și de când mă rog? V-ați făcut prieteni
Apoi am stat amândoi într-o celulă. Nu v-a spus nimic? Ai găsit omul. Să-ți spună. Nu scos nici cu clești, e vorba din trânsul. Ia ieși tu o cană, Ștefanache. Ei! Iar suntem împreună. Tot pe drum, pe drum, pe drum, dar la mândră nici de cum, a? Tot pe drum, pe drum, de fel, și la mândră nici de fel, of, of, mândruța mea. Tot pe drum, pe drum, de piatră, și la mândră niciodată, of, of, mândruța mea. Pentru întâlnire. Cinstiți, dragi moșului, fiți sănătoși. Cinstiți, băieți, cinstiți. În mașină! N-a fost ori de să vă împrăștiați. Repede, mașină! De-a-mă plecați? Ia dă-mi, dă-i la o parte, gust. Dă-i la o parte, gorovașii. Dă-i la o parte! Ia cinstiți, vă rog. Ia slupă, n-avem voie. Azi e sărbătoare mare și un gât de vin roșu la drum nu strică. Hai, cinstește, om bun. Pentru Moldova slobodă! Pentru Moldova slobodă, ura! Pentru Moldova slobodă! V-am așteptat, tare v-am așteptat. Plecarea! Pentru Moldova, slobodă! Pentru Moldova! Pentru Moldova! Ne dăm în scrinciul, Vică? Ne dăm în scrinciul, Vică? Au obosit băieții toată ziua ca cântă, de-abia se țin pe picioare. Drăcia, ați băut tot vinul și mai faci smoc. Asta e altă vorbă. Hai să vin, slajă, bă, băieți! Hop! Să vedem care-i mai va! Hop! Haide, băi! Hop! Hop! Trecut fora. Cui? Te-ai hotărășit cu totul, băi. Dar eu? Ia, băi, își faci soc, băi! Oh,
Ce zici? Ai văzut? Gura vașii. Ce taci tu, Dorica? La școală citeai mai mult decât toți, dar vorbești cât mine, Pătrache. Vica, nu te teme. Ascultă, nu te zbunci. Ce vrei? Vica. Vica. Dă-mi pace. Hai, lasă-mă. Hei? I-am spus să nu se bage. Ajutor! Săriți! Mi-e drea! Nu te lega cu dânsul. Cine mai vrea? Lăsați, fraților, haidem. Unde-i ghiț, acolo și bătaie. Haidem. Te dore? Dai și tu un golfos, Gheorghe, uite cât pământ avem. E pământul meu. A fost al tău, am uia al nostru. Dar cine are alotul nostru, spune, cine? Am rupt-o eu cu tine, Gheorghe. Eu de-amu, sunt colhoz. Întâi arăm pământul colhozului, pe urmă pe-al nostru. Mulțumesc. Mulțumesc, feciorașule. Îți mulțumesc, Pătrache. Îți mulțumesc că te-am hrănit, te-am îmbrăcat, te-am ajutat, te-am iertat de datorii. Drânțe roșilor,
ticăloșilor. N-aveți obraz. Ți-o-i arăta eu, chelfosule. O mai vedea noi... O mai vedea noi care plecare. Ce vrei? Moș Andrei și Ghiță te așteaptă acasă, au o vorbă cu tine. Și ce mai vor și aiște de la mine? Iar au venit cu împrumutul. Au venit cu pețitul. Dar ce, o vreme mai bună n-au găsit pentru asta. Ne-ar mai da pământ. Și un lucrător pe degeaba să adaugă. Nu mai vedea noi care pe care. Alfozim Budionogo. Zaporojska область, колхоз имени Будьонова. А, din Ucraina. Din Ucraina. Grâu din colhoz. Și bunătate de grâu. Ne-am dovedit să-l semănăm. În cât de vreme, dovedim noi. Așa ceva încă n-am apucat, da? Ei, vă plac tractoarele? Cum să nu? Mulțumim, tovarăș Șeremet, pentru tehnică. Uite, amu, treaba are să meargă strună. Ia ca viața cea nouă. Am mui de lucrat. Să trăiești, să nu mai mori. Agemi pământul când o mă înfipgi boii ăștia de oțel în brazdă. Muzica, băieți! Orator din tine ca de mine mireasă. Dar și mai atâta vorbă, e limpede ca bună ziua. Ia uite cum se bucură oamenii, ce ziceți? Vorbă multă e sărăcie omului, cam așa? Ia ca... De asta nu-ți bate capul, tovarășe secretar. La muncă suntem avani. Только вот не знаем, можем сейчас брать землю. Или же выйдет на этот счет какое распоряжение. Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали. И что делать с помещиками? Выгонять. Пусть выгоняют всех. А вот он дальше пишет. Хотели и гнать, а потом решили и всех поубивали. Ага. Ну что ж, очень толковое письмо. А, тут вот еще вот. Не видала ли ты Ленина? Напиши, какой он. Ленин. Вот на медне поспорили. Interesant, ce-ar spune el de noi, de moldoveni? Ce-ar spune? E bine? Граждане министры временного правительства, именем военно-революционного комитета, ну так чтоб тихо, объявляю ваше временное правительство арестованным. Владимир Ильич, пора. Да-да, иду. Владимир Ильич, паричок-то возьмете? Нет, не возьму. Нам теперь прятаться не нужно. Власть мы берем всерьез и надолго. Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Да, когда 18 лет, нам не было бы набушить в путере советика. Знаете, как мы бы прожили мы, Амур? Да. Stai! Ce ne vine? Lasă, tate! Lasă, lasă, dar eu nu mă joc de ațurcă. Mi-au poruncit obștea să stau la strajă, așa că stau. Stai, moșule, stai! Tovarășe, președinte... Ce? De nepotul meu, zic. Învățătorul spune că e vrăjmașcă post Flăcăul. Ei, lasă. Aha. Nu crezi?
crușa mea că... Tată! Dar aș vrea să iasă om învățat. Voi muri și n-am să văd om cu carte din nos de țăran. Bine, a? Îl trimitem. La învățătură, în tehnicum, om vorbi la activ. Mi-a intrat în voie. Îmi por cinste, tovarășe președinte. Stai! Cine? Parola! Mi s-a spus că îl pot găsi aici pe tovarșul Ștefanache. Eu sunt? Tovarășe președinte, din ordinul comandamentului de regiment, plutonul de ostași roșie e la dispoziția dumneavoastră. Aveți careva dispoziții? Băi, dragă tovarășe, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. E timpul să începem sămănatul. Și apoi vrem să dregem școala și nu ne ajung căruț. Grădinița? Grădiniță. Vrem să deschidem și n-avem cu ce căra piatră. Mai scurt, dragă tovarășe, avem de lucru până peste cap. Plutonul se va afla la dispoziția dumneavoastră 2 săptămâni. Mâine, la orele 9 dimineața, vom trece la executarea nemijlocită a funcțiunii. Leitenant inferior Gonciaruc. Ei, ci, dragă leitenante, hai să încărturim soldații și să-i punem la masă. Tuderic, hai să ne plimbăm. Am amorțit de-acum. Mai stai, că o să mai arate un film. Care? Valerii Cicalov se numește. Nu mai spune. Zău, mi-a spus numai ce soldatul. Atunci mai rămâne. Toderică, Vica ți-a trimis vorbă că mâine după amiază te așteaptă în casa mare. Nu mai zi. Și-ați binișor? Dar voi singură m-ai chemat, nu-i așa? Măriuța mi-a spus că ai să mă aștepți. Vine cineva. Dar apoi Măriuța ne-a încuiat. Dacă i-a zis că așa e obiceiul. Tu prima dată șezi? Prima. Și eu. Dar dacă se mă măgești, te duci să înviți la oraș și uiți de mine. Parcă te-am amăgit eu vreodată. Mai bine mă duc. Dar ușa e încuiată. Eu ies și pe fereastră. Nu trebuie. De ce tremuri? De frică. Vica, băieții îmblă cu multe fete, dar eu îs al tău pe toată viața. Și chiar dacă ai să te îndrăgostești de altul, eu tot una. Vica. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра,
без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь. Casa mea nu plec nicăieri. Nu ne-au lăsat măcar un an să trăim omenești, ticălușii. Nici măcar un an. Mare nevoie o să fie. Parcă-mi spunea inima. Ce vrei? Ha? La ce ai venit? Păi, pătrachi, tu ai deschis gura și ai vreo datori, nu? Ab mă duc eu, bădiță. Încotro. Spre răsărit. Cu oile. Ia seama. Gura vașii. Ui, grijă. De căpățână. Dar eu nu fac un pas de aici. Nu mă duc nicăieri. Da, mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul, dar eu aici. Aici, aici am să-mi dau sufletul. Aici, aici am să mor. Aici. Uite ce-i, frate. Mă știi, nu-mi place să cer iertare. Eu de o cărâtă smeșter bun. Ce să-i faci, bădiță? Au fost de toate. Hai, du-te. Petrache! Petrache! Merg și eu. Ia-mă cu tine. Ai grijă de Vica, Irino. Așteaptă, te rog. Dar pe mine cui mă lași? Ține-o să-ți prindă bine la drum. Mulțumesc. A dat Domnul ne-n vedea. Sănătate. Că a venit și răsplata. Închină-te satului! Pleacă, scârnăvie. Comandia!
Will jemand von den hiesigen Einwohnern den Verbrecher mit eigener Hand hinrichten? Poate careva din cinstiții noștri săteni dorește să-i vină de hac păgânului. Nu cumva ați uitat cum vă batjocoreau bolșevicii? Vă luau pământul, vitele, vă mânau în colhoz, ha? Ghiță, puișor, ia vino încoace. Vino, 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 nu te teme. Stai aici unde te mână, dracul. Vino, vino, dacă-ți spun. Vino încoa. Oare chiar ai uitat cum își bătea joc de tine, ha? Și în beți te-a închis. Pe dreptate l-a închis. Gură! Nu, nu, ghiță, eu nu pot. Ghiță, doar ești bărbat. Lasă omul în pace, Fernache. Wenn du den Verbrecher nicht tötest, wenn du für die Bolschewiken eintrittst, für die Roten, dann ist dein Platz dort, bei ihm. Dacă nu vrei să stârpești păgânul, înseamnă că ții cu bolșevicii și vei fi pus și dur azi. Mișcă! Nu, nu, eu nu pot. Să știi că dacă dai îndărăt, vei fi împușcat, nătărăule! Nu, 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 nu! Ține-te, băiete. Ba da, am să trag. Am să trag. Eh, Ghițe. Iată și via dumneavoastră. Acolo au semănat păpușoi și aici. Dincolo au pus cartofi. Așa e că s-au spetit, nu glumă în anul ăsta bolșovic, a? Oameni buni, iată Ghiță, domnul Gheorghe, începând cu ziua de azi, va administra moșia domnului Vicol. Veți plăti datoriile vechi și impozitul pentru întreținerea armatei. Care armată, mă rog? Mare armată germană și cea regală română. Și impozit pentru pagubele aduse oamenilor cinstiți de către invazia bolșevică. Eh, câte năloguri pe capul nostru. Gură! Nu vom cruța pe nimeni. Ai auzit? Asta e meserie lor. Câinele. Mai încet o să te audă. Și lasă-mă audă. Mai ai mult de lucru? Unde te-ai rupt așa, ai? Dar tăbăltocul cu fasole, un l-ai dus? Dacă ai să știi prea multe, ai să îmbătrânești de grabă, înțeles? Mai îmbracă ceva. În pădure noapte e fric. De mai aud o vorbă despre pădure, îți rup urechile. Limbuto. Prostule. Ce ți-ai pus în gând, măgarule? Ia-te revolverul încoace! Ferește-te! Ia dă-mi drumul! Asta nu ți-e jucărie, auzi tu, boule? Dacă te omoară, ură-ți rup coastele, jandarii. Ai făcut și mai frumoasă, Vico.
Nu-i frumos, tătucă Gheorghe. Nu-i frumos. Ce nu-i frumos? Ți-ai dat cuvântul când îi faci nuntă. Asta a fost de mult. Câte nu s-au întâmplat de atunci? Tot ce se face, se face spre bine. Vii, că jucăm nuntă. Of, Doamne! Vremurile s-au schimbat. Aveți nevoie de o mână tare în casă. Ce-i drept, e drept. Vom mai lua pământ cât a trebuit. Și voi, și cai. Vom fi odată, gospodari. Mai de cai decât conovicol. Ce ți-i scris? În frunte ți-i scris. Că despre pământ, apoi bine zici, Ghiță. Bună ziua. Bună ziua. Dar ce stați așa de posomărâți, a? Faci în casa asta. Ne-au luat oile, ne-au luat pământul, femeia îmi zace. Dar mai mult n-avem de cine scârbie. Costache, toți gospodarii satului spun că sub bolșevici te-ai purtat frumos. N-ai primit nici posturi de la ei. Dar acum așa se socoate. Cine nu-i cu noi, e împotriva noastră. Tu cu cine ții? Cu cucoara ține, cu satul. Toți beși maiorii țin cu satul. În fine, îți propunem de notar în sat. Știi ceva, carte, de fapt, afară de tine nici n-are cine se apuca. E? Să mă mai gândesc. Poate că și mai apuca. Ce zici, tată? Știam eu că ești băiat de treabă. De mâine poți ieși la lucru. La revedere. La revedere. La revedere! Dar rușii au fugărit pe nemți de sub Moscova. Da, se trezește moscalul. Amoi el nu știe de șagă. Ei, ce? Măsoară-ți vorbele. Dar eu n-am de ce mă teme. Căs cu un picior în groapă. Când am să mai grăiesc adevărul? Pentru un om simplu ca a ta, adevărul e un lux, moșule. Dar păi câte n-ai spune, mă, de asta, da, de părinte. Tot îți mai plac fasolele, da? Ian, ieși afară. Ascultă, ești în toate mințile, gura vașii, ai. Te faci tatar. Ei, și? Mă fac. Ia seama. Ia seama, Costache. Neam de neamul nostru n-a avut trădători. Așa-i, fiule, dacă vindem cartofile, câștigăm bani din nuntă. Numai din arda în îngheț. Hai, di, di. Auzi, Mitre, spune-le că vrem să ascundem cartofile de nemți. Ești de-a lor, o să te creadă. Bună ziua, măi, Mitre. Apoi, nu pune în apă!
Luăm cu împrumut. Se întorc ai noștri și ne-am răsplăti. Îți dăm și chitanță. Scuip eu pe chitanțele voastre. Nu te băga! Nu te băga, târfosule! Nu te băga! Iuda! Spun căciune! Pe tatu! Pe tatu care te-a făcut, îl vinzi! Pătrache mei, tată! Și averea ți-a făcut-o el! Dar tu-l țineai flămând, năpârcă! Mitre! 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 O să trăim ca-n povești. Toderică? Scumpule. Îmi pare bine. Domnilor, am crescut împreună. La ce ai venit? Să te felicit. Taică-s-o, e notară în sat. Ai noroc. Costache ne-a adus o bucurie. Păi încet. Mă ne fac și scot până din sat. Au adus o mulțime de mașini. Ne mor copiii de foame. Și porcii ăștia de față și să ne crepe pâine, destul, să dăm foc ambarelor. Ce-i cu nunta? Se veselesc. Negară o mărită pe Vica cu Ghiță. Zici că se veselesc? Asta ne convine. Trezește oameni. Înțeles. Deșteptarea! Mihail! Vasile, toalere! Vasile, hai sculați! Sculați deșteptarea! Cum zic, așa o să fie. Pui-te-o pe Vica, că de nu o pățești. Nu trebuia să vii, pleacă. Ei, ce te bagi, tineretoare vorba. Scuzați. Ia-ntoarce-te la oaspeți, Vica. Nu. Dar dacă te rog, hai să te prinzi, spun eu, fata. Lasă-ne, tătucă. Vica. Scumpul. Eu te iubesc. De dragul tău sunt gata să fac moarte de om. Vica. Vica. Nu!
mă dore. Și nu mă doare de durere, și nu mă doare de durere. Nemții! Mașinele! Să fie și mai rău. Iuși bătrân. Gură. Nu mai urla, Bre. Vrei un gât de apă, Mitre? Du-te și stai de pază afară. Poți face un lucru pentru mine? Ce anume? Poți ori nu poți? Ce să fac, spune. Ia vezi, acolo sub pernă am un cartuș. Înăuntru e un bilețel. La kilometrul 10, la răscruce, să urli ca lupul, n-ai uitat să urli ca lupul. Îți iese cineva înainte și dai bilețelul, ai înțeles? Și spune-le să facă în tot felul și să mă iei de aici până în zori. Și încă ceva, le spui că înspre Soroc au trimis un detașament de pedepsire, să dea de știre unde trebuie, ai înțeles? Stai o leacă, să nu încurci răscrucile, aceia unde până la război prindeam iepuri. Hai, du-te. Lumina! Strângeți lumina! Echipaj
Uite, au și violiști printre ei. Am o nume arde de muzică. Evreiască, seamă cu a lor. Da, dracu să-i știe. Întreabă-l ceva. Ai uitat să cânți? O să-l luăm din Indexpil? Țigan eu. Întrebați în tot satul, toți mă cunosc. Țigan? Iuda. De ce taci? Spune că țigan. La ce e schior, nu văd? E țigan, cioară. Iuda. Comet, dați-mi drumul. Lăsați-mă. E țigan, oameni buni, spuneți-le că-s țigan. Unde mă duceți? Am o casă de copii. Dați-mi drumul. E țigan. Mica! Pune masă. Încotro! Și așa nu te văd cu zilele. Ei, de ce taci? Parțitor de Toderică? De mângâierile lui. De seara am să dau pe la el cu băieții. Și am să-l iau din scurt să-mi spună unde umblă nopțile. La Mitria. La partizani. Ori crezi cumva că eu-s negar? Pătrache trăia cu maică-ta, dar tatăl strângea averi și se prefăcea că nu pricepe nimic? Eu te iubesc, Vica. Te iubesc, te iubesc. Doamne, îți răspunzi la mai degrabă. Crezi că voi fi spânzurat? Ca un câine. Și tu aștepți să fiu spânzurat. Hei bine, numai că o să vă coste scump. Deocamdată am să spânzur eu. Plecați mai repede. Ei, ce mai așteptați? Chiță vrea să vă omoare. Nu-ți spuneam eu? Gura. Merdie. Federica. Te duci la Șeremet. Cum? Și tu știi unde? La Șeremet. Vica, du-te-ți. Ai băut ca lumea, măcar o dată. Jăleai pentru mine. Îl jăleam? Și eu. Apoi așa mi-e fileșagul. Îl jăleam. Eh, Andrei, Andrei. Să nu murim noi odată. Dar tu, vezi cum ești. Măi, toadere,
măcar tu o să poți o viață mai bună. Și tu la fel. Ții minte, e vremuri la fete. Să-mi minte. Marița, Natasha, Andrei, s-a dus omul. Dacă a murit, a murit fără să mai apuce. Ce să mai apuci? Dar mai moale n-ai putut da șterni. Nu m-au lăsat. Băieț, cu ce e hrănit? Cu măliguță, brânză. Și vin? Vin n-aveam. Nu știi? Bune vremuri. Moldovanul șnaibăjin. Ia-i. Au venit ai noștri. A nins și cer? Da, azi așteaptă o zi frumoasă. Ei, ce zici? Bine, ei, curavașii. Ei, răcan de mine. Nu mă cunoști, dar eu te țin minte. Dar tu? Ia gata. Tu, moșule. Moșule. Te știu. În 40 m-ai cinstit cu vin. Păi asta e. Ești viu. Dar tu? Ai tot luptat? Luptăm. Vezi că tot pe-a noastră a ieșit. Da, fiule, pe-a noastră, pe-a noastră. Stai puțin. Am uși vin. Amuș. Zice că n-ai vin. Ziceam. Mi-am lăsat o leacă pentru pomenirea mea. Închină. Nemții. Ha? Nemții. Haidem. Tu, drăguță, nu te grăbi, uchește mai bine. Tancată, câte crengi ai farmat?
mai încoace. Mult ai de gând să ne mai chinui. Dați-i zor, fetelor, dați-i zor. Ce fel de fete suntem noi? Dar cum să vă numesc? Domnișoare. Tovarășe Șeremet, vă rog să mă lăsați să plec pe front. Vă rog, eu tot una n-am să lucrez cu fetișcanele astea țâfnoase. Vă rog să mă lăsați, tovarășe Șeremet, să plec. Dar, Roada, cine s-o strângă? Încă e război, dar trebuie să ne gândim pe acum la viața pașnică. Cine să restabilească colhozul? Să învețe copiii. Dacă trebuie de plecat pe front, dar până una alta pe front treaba merge fără tine, ai înțeles? De înțeles, am înțeles eu, dar tovarășe Șeremet... Ei, și dacă ai înțeles, du-te la lucru. Doar ai de gând să intri în Comsomol. E timpul să înțelegi ce și cum. Strângem roada și pleci la învățătură, înțeles? Am înțeles. Du-te. Bunelul, cum se simte? Sănătos, nu. Au mult de lucru. Ne mai ajută soldații, au dres școala, am mus la arat. Bunelul se bucură că ai să fii învățător. Mâine vreau să intru în Comsomol. Îmi dai voie? Și mai vorbă și asta. Și dacă zic nu, te răzgândești? Nu știu. Atunci nu intra. Trebuie să intre atunci când nici tatu și nici mătă n-au să te poată opri. Tată, de Vica nu se aude nimic? Nimic. Ghiță se ascunde pe aici, prin păduri. Cred că o ține pe lângă dânsul. Dar poate o fi stând fata de bunăvoie. Nu-mi vine a crede. Fiule. Pătrache! S-a întors pătrache, oameni buni! 4 ani n-am avut veste de la el, mânca la rămân. 4 anișori! Pătrache, ești major Gurăvașe. Te-ai întors. Teafăr. Pătrache, nu cumva tot războiul ai păscut oile? Ha? Și unde le-ai ținut, băie, muzunar? Oile noastre s-au pierdut în câmp 42. Îl rămânam. Aia este din Kazahstan. Acolo am lucrat. Uitați-vă ce frate am eu. Tur mai de 3 ori mai mare. Ca pătrache. Ați văzut, oameni buni, ce turmă ne-a adus? Ha? Fraților, dar l-ați auzit ce spune? Kazahstanul ne-a dăruit oile astea. Kazașii, kazașii ni le-au trimis. Cu geamurile stăm mai prost. Poate găsiți pe undeva sticlă, tovarășe Remet. Sticlă? Bine, voi încerca. Ce e asta? Asta? Asta e pentru copii, pentru cei micuți. Da, asta? A, asta e pentru cei mari. Eu am metoda mea, tovarășe Remet. Cei maturi nu prea au poftă să vină seara. Și îi momesc câte o leacă cu patefonul. Mai dansăm o leacă, mai facem carte o leacă. Foarte bine, bravo.
Las că mai stăm noi de vorbă altă dată. Metodă. Nu te amără. Dar tu, moșule, ce faci pe aici? Am venit să vă văd și să vă mulțumesc pentru un nepot. Cum văd eu, a ieșit om învățat. E nos de țăran. Ați avut noroc de mine, că nu mai ajungeați să-l vedeți învățător. Tată. Asta-i. Matale, îți mulțumim. Bun nepot ai crescut. Nu rămâne să deschidere, toarăși, Remet. N-am chip. Trebuie să trec prin Mereșeni, dar de seara adunăm activul. La revedere. Cu bine. Acolo, cred că nu te prea gândeai la mine. Ei, vorbești și tu. Eu tot timpul te-am visat. De ce n-ai păzit-o pe Vica, bre? Ghiță iarăși face de cap. Mă tem că am să-l scot la hat. Petrache, nu te duce, mă tem. N-ai grijă, bre. Eu mă întorc. Țineți pasul, mă referimeți. Bună ziua, doar și învățător. Bună ziua. Bună ziua. Aceștia toți. Dar cum? Petrica, Vasilica, Maria, Catinca, Frăsână. Și tu, dos. Trus șase. Luați seama să ascultați de învățător. Bună ziua. Bună. Eu ce vă spuneam? Uite cât s-au venit, doar și președinte. Dar unde-i Toderica? Nu știu. M-ai găsit, copoiule. Ești singur? Oare ai dus și coadă după tine? Ești singur. Singur. Bună ziua, Vica. Nini Petrache. Nini Petrache. Nini Petrache. Vica, cară-te în colibă. Ce ai făcut tu din fată, mai băieții mei? Nu-i treaba ta. De ce nu lași oamenii să trăiască în pace, măi? Dar ei mă lasă. Pleacă de aici, băiete. Și să nu mai auzim de numele tău. Na, gustă! E pământul meu, casa mea! Vica, marș în colibă! Tu nu mai ai pământ, băiete. Nici casă n-ai. Nici patrie n-ai. Patriile noastre sunt diferite și casele mi-s diferite. Lasă-ne! Nini Petrache, ia-mă și pe mine. Hai, Vico. Vica! Hai, Vico. Vica, rămâi! Vica! Vica! Vica!
vede. Curcubeul. Se spune că dacă ajungi la curcubeu și îl atingi cu mâna, ți se împlinește orice dorință. Așa se spune.